Petre, ce de ce n-a reușit Petre la FCSB? De ce credeți că n-a reușit? Pentru că e un jucător cu niște calități foarte bune. Mă uitam la el, puțini atacanți în România cu calitățile lui. Deci Petre a pățit acum, cum a pățit la Esbjerg. A venit, s-a transferat la Esbjerg, da? A fost câteva meciuri în vână, a dat și gol și asta. După, opa, că nu mai apare Petre nici în 10 minute, 15 minute din meci. Formă nu mai apărea de fel, formă nu apărea în lot. Și e exact aceeași problemă. Petre, tu te-ai transferat, tu ai reușit ca să joci, ca să te impui și să joci bine. Acum, că nu mai prinzi, că nu mai joci, tot tu ești ăla, nu e nimeni altcineva. Aha. Deci totul depinde de tine. Felul cum te antrenezi, înțelegeți? Te antrenezi ușor, o să joci ușor, așa, 2-3 minute. Nu te antrenezi bine, poate nu te bagă antrenorul azi, sau poate te bagă doar 10 minute, poate te bagă 15 minute. Dar tu trebuie să-ți demonstrezi ție și antrenorilor și staffului cu care lucrezi că meriți mai mult, că meriți mai mult. Pentru că vă zic eu, e foarte, foarte greu la fotbal. Deci foarte, foarte greu. Și părerea mea că doar el se poate scoate de unde a ajuns, să zic, ca să fie iară o gură de tun pentru România, pentru el, să marcheze goluri, să joace bine, să vină și el să facă faza defensivă, să dea cu capul, să respingă, să facă alunecări, să facă pressing. Suficiența asta să se fie... vedea când era junior? Se simțea? Simțeați că va avea suficiența asta când va fi senior? Sunt copii la care se simt unele semne încă de când sunt mici. Alții se schimbă pe parcurs. Petre tot timpul a fost așa. Și când a zis că nu-i frică de Becali, chiar nu i-a fost frică de Becali, pentru că el tot timpul a fost așa. Aha. Deci dădea, avea niște execuții foarte, foarte frumoase, foarte interesante, dădea multe goluri spectaculoase. Era stăpân. El, Petre, dacă jucai la 12 ani cu 2000 de oameni în tribună, el nu avea niciun fel de treabă. Și... Uh-huh. Dar nu știu, ceva acolo la el s-a dereglat. Încă nu sunt acolo. Da. Eu, da. Așa ce văd eu din afară și ce-l cunosc mai bine, zic că asta e. El trebuie să bage capul între umere și să bage materiale ca să se antreneze, să se pregătească. Aici cred că e cheia.